Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Iată mai întâi titlurile acestei ediții. Bacalaureat și examen simulate la finele lunii februarie. Giurgiu are un liberal secretar de stat. Vești bune pentru românii care au credite în euro. Târg de produse naturale în cartierul Tineretului. Și weekend cu vânt și ploi la Giurgiu. Pentru ca spitalele de stat să aibă un buget cu 10% mai mare, vor fi tăiate finanțările spitalelor private prin Casa de Asigurări de Sănătate. Spitalele care vor beneficia de suplimentul financiar nu se cunosc deocamdată. Managerul Spitalului Județean Giurgiu, doctorul Mihai Petre, speră ca Spitalul Giurgiuvean să se regăsească pe lista celor care vor beneficia de cei 10%. Una dintre condiții este ca pacienții să nu mai vină cu medicamente de acasă sau să nu mai fie trimiși de medici să-și cumpere. Spitalele private nu vor mai primi bani de la stat. Astfel, banii publici rămași la buget după măsura de nefinanțare a acestora merg către spitalele de stat, care asigură 70% din cele mai grave cazuri. Odată cu luarea acestei măsuri, ministrul secretar de stat Raed Arafat a ținut să atragă atenția că medicii care vor fi incluși în astfel de programe nu vor mai avea voie să ceară pacienților să-și cumpere din banii lor materiale sau medicamente. Spitalul Județean de Urgență de la Giurgiu ar trebui să se afle pe lista acelor spitale care vor primi bani în plus de la buget, conform spuselor managerului spitalului, doctorul Mihai Petre. În Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, în general, avem medicamentele, să zic așa, în procent de 99% în permanență asigurate pentru pacienții de aici, nu numai medicamentele, internați și materiale sanitare, soluțiile perfuzabile, toate materialele sanitare sunt le avem în permanență în spital. Au fost, cu mici excepții, a existat lipsa unor medicamente, cum ar fi cordaronul sau propafenona, pentru că nu se găsesc la nivel național. Adică cel care a câștigat licitația prin Sarna a mai putut să le onoreze la un moment dat. În momentul de față, chiar nu avem cordaron și propafenona, pentru că cordaronul de-abia se importă la sfârșitul lunii februarie, așa ne-a informat Ministerul Sănătății, iar propafenona încă nu se mai fabrică la noi în țară și nu se știe când se va relua aprovizionarea. Deși la spitalul din Giurgiu personalul medical este insuficient, este totuși nevoit să facă față exigențelor unui spital de urgență. Mai multe despre cum merg lucrurile la Giurgiu le veți afla în ediția specială după știri, chiar de la managerul Spitalului Județean de Urgență, doctorul Mihai Petre. La sfârșitul lunii februarie, elevii claselor a 8-a și a 12-a vor susține sesiunile de simulare pentru examenul de capacitate și bacalaureat. S-a revenit asupra simulărilor pentru o mai bună cunoaștere a nivelului de pregătire al elevilor și pentru a obține un procent de promovabilitate cât mai mare. Elevii din anii terminali, respectiv clasa a 8-a și a 12-a, trec anul acesta prin mai multe sesiuni de simulare a celor două examene naționale din 2013, evaluarea națională și bacalaureatul. În plus, notele de la aceste simulări, care cuprind teste la română, matematică pentru evaluarea națională, respectiv la toate probele de la bacalaureat, vor putea fi trecute și în catalog. La sfârșitul lunii februarie este programată pentru județul nostru o simulare pe care ne-am propus să o realizăm în toate unitățile școlare din județ, gimnaziale pentru evaluarea națională și liceale pentru examenul de bacalaureat. Astfel încât elevii să știe la momentul acesta unde se situează cu pregătirea și ce au de reglat, astfel încât rezultatele să fie mai bune decât anul trecut. Câțiva ani la rând se renunțase la ideea de a mai simula examenele de capacitate și bacalaureat, însă autoritățile au decis să revină la ele pentru a se vedea nivelul de pregătire al elevilor și pentru o mai mare rată a promovabilității. Elevii din clasa a 12-a vor avea la dispoziție două sesiuni de bacalaureat în 2013, prima în perioada iunie-iulie, a doua în august-septembrie. Evaluarea națională de la sfârșitul clasei a 8-a are loc în perioada 25-27 iunie și va începe cu proba la limba română. Târg de produse naturale la Giurgiu. Giurgiuvenii pot cumpăra produse tradiționale de la târgul deschis până duminică în cartierul Tineretului. Chiar dacă nu toată lumea își permite să cumpere de aici, comercianții sunt dispuși să negocieze și să mai reducă din prețuri.
produse tradiționale din carne de porc, dulciuri, blânuri, coșoace și căciuli. Cu asta îi așteaptă micii comercianți pe giurgiuveni în târgul aflat în cartierul Tineretului. Doritorii pot găsi cârna stocați cu barda la 35 de lei kilogramul, mușchi afumat la 50 de lei kilogramul, prăjiturile pornesc de la 30 de lei kilogramul, iar blânurile sunt ceva mai scumpe. Prețurile variază între 1500 de lei și 3000 de lei. Chiar dacă produsele nu sunt accesibile pentru toate buzunarele, producătorii sunt deschiși la negocieri. Aveți clienți? Da. Dar e prima zi când am venit. La duminică... Ce prețuri aveți la mare? De, sunt cam măricele, dar de, de, și de cheltuielile noastre și de... Reduceri aveți? Păi, mai facem, cum să nu, că nu suntem cu preț fix. Facem și reduceri. Nu prea avem clienți acum, am venit, dar noi am făcut o reducere de la care a fost blana, care a fost 6.000, am făcut-o 3.000, căciulele care au fost 200, am făcut 100, cojoacele care au fost 1.000, le-am făcut la 500, toate. Am făcut reduceri 50%. O să margă dacă am lăsat așa reduceri, de-aia am venit până aici. Să vedem. Momentan, așa, trecător deocamdată. Ne întreabă de produse, ne întreabă de unde suntem, admiră produsul ca atare și spun că revin. Îi așteptăm. Ați mai fost aici la târg? Da, am mai fost. Ați avut clienți data trecută? Da. Dorința este mare, mulți curioși își clătesc ochii și își încântă papilele gustative cu feliuțele din produsele tradiționale oferite de comercianți. Puțini sunt însă cei care cumpără. Cei interesați mai au doar 2 zile la dispoziție. Târgul se închide duminică seara la ora 22. Acțiunea polițiștilor și a celor de la Registrul Auto Român este în plină derulare la Giurgiu. Numărul sancțiunilor depășește deja 100 și mai sunt încă 2 zile până la finalizarea controalelor. Potrivit comisarului șef de poliție, Marian Popescu, Poliția Rutieră Giurgiu desfășoară în aceste zile împreună cu cei de la Registrul Auto Român o acțiune de control în trafic ce vizează starea tehnică a autovehiculelor, cât și dacă proprietarii de mașini și-au echipat automobilele potrivit comandamentului de iarnă. Echipele de control vor imobiliza vehiculele cu defecțiuni tehnice ce pot pune în pericol circulația pe drumurile publice. Vor fi verificate în special autoturismele care sunt înmatriculate în alte state, cât și cele care au un an de fabricație mai vechi. Bilanțul polițiștilor după prima săptămână se ridică la 120 de sancțiuni aplicate pentru defecțiuni tehnice auto, 27 de certificate de matriculare și 4 permise de conducere. Oamenii legii au întocmit și 3 dosare penale pentru conducere fără permis și pentru consum de alcool. Această acțiune se va finaliza pe data de 20 ianuarie. Ca urmare a neregulilor grave și a scurgerilor nejustificate de bani publici de la Centrul Financiar Tudor Vianu, autoritățile au hotărât desființarea acestuia. În urma consultărilor cu beneficiarii fondurilor unităților școlare, s-a decis finanțarea directă, fără intermediar. Experiența păgubitoare de la fostul centru financiar de la Tudor Vianu, unde până anul trecut se distribuiau fondurile către cele 13 unități școlare arondate, au determinat autoritățile locale să caute soluții de finanțare mai eficiente. Anul trecut am avut deja 2 întâlniri la nivel de învățământ cu toți factorii de conducere din învățământ, începând de la director general al inspectoratului și cu directorii de la grădinițe, licee, școli generale, inclusiv părțile de contabilitate. Le-am cerut părerea la fiecare, am inventariat fiecare unitate în parte cu nevoile de reparații și de investiții pentru anul 2013. Le-am prins într-un program al nostru de susținere a învățământului. Sunt și lucrări de investiții, dar și lucrări de reparații. În funcție de banii pe care îi vom avea anul acesta, fiecare școală sau liceu va primi niște bani pentru rezolvarea acestor probleme. Deja vă spun că anul acesta am început de vizitele în școli, deja am fost la 4-5 școli pentru a vede care sunt problemele actuale, la zi, în învățământ. Vreau să vă zic că în luna decembrie am luat de comun acord cu învățământul o hotărâre, în sensul că fiecare unitate școlară, indiferent că este grădiniță, școală generală sau liceu,
devine ordonator de credit. Adică directorul din acea unitate școlară este direct răspunzător de ceea ce se va face cu banii în acea unitate școlară. Bineînțeles, pe partea de contabilitate nu am făcut mare lucru, în sensul că aceiași contabili care erau grupați altfel pe centrele financiare, un contabil acum, în general, ține evidența la două școli. Finanțarea directă către beneficiar, dincolo de faptul că este mai eficientă, confirmă veridicitatea afirmației că nu e bine să pui toate ouăle într-un singur coș. După ce a vizat postul de președinte al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, unde de altfel a mai lucrat, vicepreședintele organizației PNL Giurgiu, Ionel Muscalu, așteaptă confirmarea numirii sale în funcția de președinte al Oficiului Român pentru Adopții. Cel care l-a susținut pentru ocuparea acestui post cu rang de secretar de stat este senatorul Lucian Iliescu. Prezent în urbea natală, senatorul PNL Lucian Iliescu a afirmat la întâlnirea cu reprezentanții presei giurgiuvene că a susținut numirea lui Ionel Muscalu, vicepreședinte al organizației PNL Giurgiu, pentru postul de președinte al Oficiului Român pentru Adopții. Oficial, fostul președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ionel Muscalu, ar putea fi titularizat în noua funcție cu rang de ministru secretar de stat începând de săptămâna viitoare. E vorba de domnul Muscalu Ionel, care este un om de perspectivă, un om care a demonstrat fiind acolo la Agenția Forței de Muncă și am tot insistat pe această temă. Și ieri am primit un telefon în care s-a găsit o soluție, sper săptămâna viitoare să vorbim de un lucru deja realizat. Negocierile cu guvernul, a mai susținut senatorul Iliescu, au vizat și alte funcții ce ar putea fi ocupate de liberalii giurgiuveni. Consider că lucrurile sunt soluționate, așteptăm și comunicarea și cred că nu numai aici vor fi nominalizări, avem foarte multe solicitări. Românii cu credite în valută primesc o veste bună. Moneda națională s-a apreciat la maximum ultimelor 12 luni după ce BNR a calculat o referință de 4,33 de bani pentru un euro. Leul s-a apreciat și față de dolar și francul elvețian. Cursul oficial anunțat de Banca Națională a României este de 4,33 de bani pentru un euro, cel mai bun din ultimele 12 luni. Leul a câștigat teren și față de dolarul american. BNR a comunicat un curs de referință de 3,24 de bani pentru un dolar. În același timp, referința pentru francul elvețian a coborât la 3,47 de bani pentru un franc, fiind cel mai redus nivel din decembrie 2011. În aceste condiții au de câștigat românii care au rate sau facturi în euro și franci elvețieni. Chiar dacă nu au credite în valută, această apreciere a leului îi bucură pe giurgiuveni. E bine pentru tineretul ăsta care au în valută și îi ajută, după mintea mea. Dar pentru că dacă s-ar umbla și la prețurile de hrană și de asta, că astea le interesează, îmbrăcămintea mai puțin, ar fi ceva. Pentru cine are credite, bănuiesc că ajută. Eu consider că, la modul global, e un lucru bun pentru economie în general. Pentru mine personal, cred că sunt undeva echilibrat și cu scăderea tot cam acolo ajung. Vă ajută cu ceva? Da, pe mine mai puțin, dar în mod direct mă ajută. E problema că toate mărcurile din România să iau un euro, o piață de externă și așa că e un mic ajutor și pentru noi. Analiștii economici spun că această apreciere se datorează clienților comerciali care schimbă valută contra monedă națională întrucât au nevoie de lei pentru plata impozitelor. Vânt și ploaie la Giurgiu, asta anunță meteorologii pentru acest weekend. Având în vedere prognoza pentru următoarele zile, în special vânt, ceață și ploaie, polițiștii recomandă prudență sporită în trafic pentru evitarea evenimentelor rutiere nedorite. Autoritatea Națională de Meteorologie anunță pentru zilele următoare la Giurgiu precipitații mixte sub formă de ploaie, vânt, ceață și chiar ninsoare. Pentru a preîntâmpina evenimentele nedorite pe drumurile publice, în acest weekend polițiștii sfătuiesc pe conducătorii auto să manifeste prudență sporită la volan. Domnul Iancu, vă recomand, având în vedere condițiile meteorutiere, în cazul în care carosabilul este acoperit cu gheață, să păstrați o distanță suficientă față de autovehicul din față, să nu bruscați comenzile autovehicului și dacă partea carosabilului este acoperită cu polei, reduceți viteza până la limita evitării oricărui pericol. Știți care sunt limitele maxime pentru viteză?
în condiții de polei și carosabil la un necos. De ce mi se recomandă? 30 de kilometri, sub 30 de kilometri la oră în localități, 50 și mai puțin de 50 în afara localității. Am înțeles. Vă urăm drum bun și fără evenimente. Carosabilul este umed cu porțiune acoperită de zăpadă, gheață sau chiar polei, motiv pentru care șoferii au obligația de a circula pe șosele doar cu autovehicule echipate cu anvelope de iarnă. Pe toate categoriile de drumuri unde se deplasează să utilizeze luminile de întâlnire și pe timpul zilei, inclusiv pe cele de ceață. Trebuie să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul pe care îl precede, cel care merge în fața sa, pentru a nu intra în coleziune cu el. Trebuie să asigure că instalația de climatizare este în funcțiune sau funcționează. Trebuie să aibă asupra sa minimul de elemente necesare și mă refer aici la, dacă e nevoie, echipare cu, chiar dacă are anvelope de iarnă, cu lanțuri. Înainte de a pleca la drum, trebuie să informeze de starea vremii, să vă informeze de starea părții carosabile pentru a ști exact în ce zonă mergem, ce probleme întâlnim. Dacă nu e neapărat necesară să plece în acea zonă, dacă condițiile meteo nu permit, mai bine renunță la acea deplasare. Pe raza județului Giurgiu, Inspectoratul de Poliție acționează cu 85% din efectivul cadrelor de poliție, atât de la serviciul rutier, cât și de la ordine publică, pentru a asigura afluența traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor rutiere în mai multe zone din municipiu și județ. În acest weekend veți putea găsi echipajele poliției rutiere pe DN5 și DN6 în zona localităților Călugăreni și Mihăilești, iar mâine în zona Bolintin, Vale și localitățile adiacente. Duminică, în vizorul polițiștilor de la circulație, se vor afla conducătorii autovehiculelor înmatriculate în alte state din Uniunea Europeană și nu în ultimul rând vitezomanii. Așadar, nu ignorați sfaturile polițiștilor și plecați la drum doar dacă aveți mașina echipată corespunzător pentru a circula în condiții de siguranță și pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere nedorite. Duminică 20 ianuarie, echipa de basket CSS Giurgiu va disputa partida din cadre etapei a 18-a în Liga Națională de Basket Masculin. Adversar vor fi cei de la CSM Craiova. Giurgiuvenii fac deplasarea în bănie cu un singur obiectiv, victoria. După o victorie mult așteptată ce s-a consemnat etapa trecută împotriva echipei Timba Timișoara, CSS Giurgiu pleacă spre Craiova cu gândul la o nouă victorie. În cadrul etapei a 18-a a Ligii Naționale la basket masculin, lupii se vor confrunta cu un adversar dificil, SCMU Craiova. Într-o sală ce are 4.000 de locuri din capitala Olteniei, băieții noștri sunt încrezători în forțele proprii și promit că vor da totul pe teren pentru a obține victoria. În meciul tur, lupii s-au impus la Giurgiu cu scorul de 87-77. Statistica din confruntările directe este net favorabilă giurgiuvenilor, având 3 victorii din tot atâtea partide. Dorim multă baftă echipei noastre și sperăm ca rezultatul final al partidei să fie favorabil celor de la CSS Giurgiu. Se anunță vreme mohorâtă în weekend la Giurgiu. Mai multe informații în rubrica Meteo. Găsit la rubrica Meteo. După ce am avut parte de vreme caldă, meteorologii anunță că regimul termic revine la normalul lunii ianuarie. Vremea se răcește treptat și se prognozează nisori și precipitații în toată țara. Sub aspect termic, vineri noapte la Giurgiu se vor înregistra 7 grade Celsius, la fel ca la Izvoarele și Comana. La Mihăilești va fi cel mai frig, unde vor fi 3 grade Celsius. Sâmbătă la Giurgiu cerul va fi noros și vor fi șanse de lapoviță și nisoare. Temperatura maximă nu va depăși 4 grade Celsius la Giurgiu, Izvoarele și Comana, iar cel mai cald va fi la Ghimpați, unde vor fi 7 grade Celsius. Duminică cerul va fi parțial noros, iar temperaturile vor fi cuprinse între 4 grade la Bolintii și Mihăilești și 7 grade la Giurgiu, Ghimpați și Hotarele. Luni vremea se mai încălzește și temperatura maximă urcă până la 11 grade la Giurgiu, Ghimpați și Hotarele. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florentina și vă doresc un weekend plăcut!
Iar acum la final, pastila zilei. Veștile bune se țin lanț, leul nostru se zburlește la moneda europeană, de luni se încălzește și vremea, ne așteaptă vremuri bune, cineva acolo sus ne iubește, mai de sus, chiar de funcții de miniștri, secretar de stat sau prefect, pentru care aleșii noștri și-au depus CV-uri și-au negociat cu multă ambiție. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se încheie aici. Rămâneți cu noi, imediat după jurnal puteți urmări o ediție specială despre Spitalul Județean Giurgiu, iar de la 19:30 de minute, realizatorul Gheorghe Vericu vă așteaptă la emisiunea Iluzii, Perspective, Prejudecăți. Eu sunt Nicoleta Panu și vă doresc un weekend excelent!